În aglomerația nesfârșită a vieții cotidiene este ușor să pierdem din vedere ceea ce ne aduce cu adevărat bucurie. Concentrată pe responsabilități și rutine, găsirea fericirii poate scăpa de lista noastră de priorități. Însă, a înțelege cum să te bucuri de viață este până la urmă o abilitate și o abilitate importantă, iar ca orice abilitate, ea poate fi învățată și stăpânită. În această după-amiază vom vorbi despre metoda ESPERE, pe care de altfel am și anunțat-o în evenimentul anterior, despre metoda ESPERE și despre personalitatea lui Jacques Salomé, pentru că avem această superbă colecție, da? Arta comunicării în relații, cărțile lui Jacques Salomé, pe care le vedeți pe pupitru. Și vom afla cum putem trăi în armonie cu noi înșine și cu ceilalți, bineînțeles, prin metoda lui Jacques Salomé, metoda ESPERE. Alături de noi, invitații: Andreea Tincea, care este moderatorul acestui panel, senior editor la Editura Herald și consilier relațional în metoda ESPERE, Daniela Nicoleta Dumitrescu, psihoterapeut, psiholog clinician, formator în metoda ESPERE, președintele IFER, Institutul pentru Formare și Educare Relațională, Tatiana Morar, psihoterapeut, psiholog clinician, autor, de asemenea format în metoda ESPERE, Dana Rusu, specialist în comunicare relațională, de asemenea în metoda ESPERE, Candice Prohanca Dragotă, psihoterapeut, psiholog clinician și, nu în ultimul rând, Lidia Muscalu, terapeut holistic cu formare în metoda ESPERE. Și am să-i dau cuvântul și microfonul colegei mele, Andreea Tincea. Mulțumim, Sorin, mulțumim tuturor celor care sunt în persoană alături de noi astăzi. Suntem la o eșarfă distanță mai aproape la propriu de ceea ce înseamnă până la urmă întâlnirea om-om, întâlnirea cu metoda ESPERE, întâlnirea cu persoane care sunt formate în metoda ESPERE, persoane care sunt pasionate de metoda ESPERE, și cumva astăzi o să încercăm, în minutele pe care le avem la dispoziție și în energia asta vibrantă a târgului, să vorbim puțin despre... Vă îmbrățișez, bună ziua! O vecină! Să vorbim puțin despre ce ne face să fim până la urmă în axul central al vieții noastre, indiferent cât de mari sunt valorile pe care le întâlnim în fiecare zi, ce ne face până la urmă să dăm o definiție a fericirii, poate a stării de bine, cum îmi sugera la un moment dat colega mea Dana Rusu, să nu punem prea multă miză, da, pe a fi în fericire tot timpul, ce înseamnă până la urmă să ajungi să te bucuri de viață și, după nivelul de a te bucura de viață, să ajungi în punctul în care să fii conștient că poți face ceva activ ca să dai mai multă viață vieții. Pornind de la titlul cărții pe care o lansăm astăzi, O viață plină de viață, a lui Jacques Salomé, este o carte care în limba franceză se numește atât de poetic în stilul lui La ferveur de vivre, și ne-am chinuit destul de mult și eu și traducătorul cărții să aducem în limba română această frumusețe poetică, și până la urmă am hotărât că va rămâne în limba lui Jacques poetică. În română o să fie despre un imbold de a îmbrățișa viața mai mult decât poate ne dăm voie în fiecare zi să o facem. Așadar, câteva zeci de minute împreună ca să stabilim puțin câteva repere pe care le avem la îndemână, grație lui Jacques Salomé și metodei ESPERE, să facem să ne fie un pic mai bine și astăzi, în mod conștient, în mod activ și cu puțin efort. Dar de ce nu și cu plăcere la pachet? Vrei să spui ceva, Tatiana? Te rog, microfonul. Tatiana Morar, psiholog, psihoterapeut, cu formare în metoda ESPERE. M-am gândit să încep eu, pentru că în cartea lui Jacques, printre primele capitole, el spune că o viață mai plină, da, de viață devine atunci când avem o intenție și o dorință foarte clară. De aceea, ce ar fi în acest moment, pentru că nu știm ce ne așteaptă, dar totuși, chiar și noi fiind aici sau cei care ascultă discuția noastră, în minte să-și formuleze o intenție.
în legătură cu următoarele minute. Ce ar vrea să audă, ce ar vrea să cunoască despre sine, căci ce cadou mai mare ne putem face nouă înșine, decât să trăim în momentul prezent, ancorați foarte clar într-o intenție. Pentru că doar așa, cred eu, bine, sunt multiple cumva rețete și modalități, cred că doar fiind în momentul prezent, reușim cu adevărat să fim noi înșine și astfel ne oferim și cel mai prețios cadou. Da? Pentru că în fiecare moment noi ne creștem pe noi înșine și viața noastră capătă mai mult sens. Deci ce ar fi pentru 2-3 secunde? Da, pentru câteva secunde să intrăm în contact cu noi înșine și să ne întrebăm și să ne spunem ce ar fi, da? Cum ar suna această intenție? Ok, asta voiam să spun. Chiar dacă ți-am spart un pic tiparele. Cu atât mai bine. Pentru că dacă tot ai preluat cuvântul, aș vrea să rămâi cu microfonul și să povestim puțin despre invitația de a fi în prezent și invitația de a ne bucura de energia vitală care circulă prin corpul nostru, nu doar de lucruri care țin de partea psihopedagogică a relaționării noastre din punct de vedere espere, dar cum ți s-a părut cartea lui Jacques Salomé, O viață plină de viață, referitor la invitația aceasta de a te întoarce în prezent constant sau în mod conștient, de a te bucura de viață pornind de la a conștientiza că poate n-ai mai mers cu picioarele goale prin iarbă de foarte mult timp, că poate 90% din timpul zilelor tale se petrec pe asfalt și jacare la un moment dat în această carte un moment atât de ușor de simțit în interior, cât de deconectat poate ești cu energia pământului, care este unul dintre cuferele cele mai pline de vitalitate, poate, pentru noi ca pământeni. Așadar, despre prezență și intenție în cartea lui Jacques Salomé, ți-amintește alte momente din carte, din cartea O viață plină de viață, în care ai simțit că și el punctează intenția și prezența ca fiind două repere importante? De fapt, îndrăgesc foarte mult cărțile lui Jacques, pentru că sunt în același timp poetice, sunt în același timp foarte pline de viață, sunt pline de, nu știu, are acest talent de a surprinde aproape fotografic anumite elemente atât de esențiale ale vieții noastre și reușește să le explice într-un limbaj plin de compasiune și plin de blândețe, astfel unui părinte care te iubește nespus. Și mi se pare că acesta este cel mai, nu știu, mare talent, cred că al lui, modul în care spune niște lucruri, modul în care transmite niște lucruri foarte serioase. Iar pentru că m-ai întrebat despre a fi prezent, Jacques pune foarte mult accentul pe această iubire de sine, care este ceva diferit de a fi orgolios sau narcisic sau egoist, ci este despre această blândețe și autocompasiune față de sine. Cred că ne ancorează foarte mult în prezent și ceea ce spune el, a fi mai responsabil. Și a fi mai responsabil, de fapt, înseamnă a fi responsabil de reacția noastră la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, căci doar acest lucru este în controlul nostru. Da? A fi plin de respect față de noi înșine și nu de a încerca să oglindim așteptările celorlalți, în același timp îndepărtându-ne de, nu știu, firul nostru, da? Aș vrea să zic logic, dar nu este neapărat logic. Existențial. Da, pentru că a fi în prezent este, de fapt, cumva, după ce am citit cartea, mi-am dat seama că tot ce trebuie noi să facem este doar să ne punem la soare, căci cum să creștem, noi știm foarte bine, da? și singuri. Iar Jacques reușește foarte frumos să ne orienteze către acest cumva soare interior,
către el, apoi este foarte ușor să, să creștem. Mai revenim. Da, da. Mulțumesc, Tatiana, că ai spart gheața pentru discuțiile de astăzi. O să spun doar câteva cuvinte pentru cei de acasă care poate se uită online și pe care îi salutăm cu drag. Sunteți alături de noi, la o eșarfă distanță, cum spuneam. Și vorbesc despre eșarfă atunci când spune spere, pentru că aș vrea să punctez pentru cei care poate nu sunt familiarizați întru totul cu ceea ce înseamnă espere. Espere este o psihopedagogie, în primul rând. Da, este și o metodă de lucru cu sine, dar și chiar de comunicare în doi sau în mai mulți, dar este o psihopedagogie. Îi place lui să puncteze și mă uit la Daniela pentru că știu că este un termen important și, și din punctul ei de vedere, pentru că are legități și dau un exemplu. Într-o relație ai 50% șanse, oportunități să zici da, 50% șanse, oportunități să zici nu. Are valori și aici vorbim despre respect, despre iubire de sine, despre ecologie relațională. Are instrumente și eșarfa relațională este unul dintre instrumentele metodei espere care poate la începutul practicii să îți clarifice foarte mult ce înseamnă să rămân la capătul meu de relație, să-mi asum ceea ce eu sunt, valorile mele, cunoștințele mele, modul meu de a fi și să pot să nu mă compromit mai mult decât este benefic pentru mine și sănătos pentru o relație. O eșarfă simplă te învață că la celălalt capăt poate sau nu să mai fie cineva și că întotdeauna locul tău este la mijloc, iar ceea ce se întâmplă între voi se pune la mijlocul relației. Nu se pune deasupra celuilalt capăt, deasupra celeilalte persoane. Niciun mesaj nu trebuie să ajungă cu japca deasupra celuilalt, ci se pune la mijlocul relației, la mijlocul eșarfei. Astfel încât celălalt să aibă acea șansă de 50-50% să spună da sau nu, cu tot respectul față de sine în primul rând. Și nu în ultimul rând, are bineînțeles și tehnici, iar simbolizarea este una dintre tehnicile principale care se folosesc în metoda espere. Poți să folosești metoda espere pentru a-ți reorganiza propriul sistem de viață, a-ți oferi claritate asupra a ceea ce înseamnă până la urmă să fii bine cu tine într-o viață de om și bine cu ceilalți și poți să o duci mai departe în practica ta, schimbând poate relațiile cele mai apropiate în felul acesta, influențându-le, fiindcă tu ai foarte multă claritate odată cu metoda espere, sau poți să schimbi lumea atunci când începi deja să duci mai departe mesajul espere înspre cei care suferă atât de mult și de cele mai multe ori suferința relațională este o lipsă de cunoaștere de sine și de ceea ce înseamnă o bună comunicare cu celălalt, dar în primul rând cu sine. Și pentru că vorbim, iată, și de oameni care poate nu au cunoscut până acum ce înseamnă metoda espere, aș vrea să o întreb pe Candice Dragotă, psihoterapeut și psiholog clinician. Astăzi ești alături de noi într-un grup de femei care lucrează cu metoda espere și se bucură de ea și te primim cu brațele deschise să ne spui cum se vede din punctul tău de vedere metoda espere, cum te-ai întâlnit cu Jacques Salomé, cum ți se pare această metodă ca instrument de lucru care să completeze poate o abordare psihoterapeutică clasică și de ce te-a atras pe tine metoda espere? Pentru că astăzi suntem împreună grație faptului că Jacques te-a făcut și pe tine să reverberezi într-un mod aparte. Cred că îl apăsăm pe... Ok, ia să vedem. Bună ziua tuturor! Foarte aproape. În primul rând, întâlnirea mea cu Jacques Salomé a fost din punctul de vedere al filologului și al pedagogului, pentru că înainte am absolvit facultatea de litere și am fost profesor o bună parte din viață. Pentru mine, întâlnirea cu Jacques Salomé, din punct de vedere al psihoterapeutului, a fost revelatorie, pentru că ea este în concordanță cu filozofia mea de viață. De a mă bucura de lucrurile mărunte, să îmi număr binecuvântările. Count your blessings, spun englezii. Apoi am întâlnit exact ca în literatură această tehnică a racursiului, care este și în pictură, de a aduce în arta fotografică, de a aduce în prim plan ceva. Iar Jacques Salomé aduce în prim plan partea luminoasă a vieții. Da? Căci putem, ca la acele
imagini în care dintr-un unghi vedem o femeie tânără sau dintr-altul o femeie bătrână, la fel ne putem raporta și față de viață. Iar dacă aducem în prim plan partea frumoasă, partea ei luminoasă, da? Atunci realizăm acel reglaj fin și ne putem raporta la toate lucrurile benefice care ne înconjoară. La fel cum sunt și întâlnirile, da? El spune că avem întâlniri în viață, întâlniri care pot fi benefice, oameni cu care alegem să mergem pe un drum o bucată de vreme, dar ne și despărțim. Trebuie să avem curajul de a privi în viață toate aceste întâlniri și să luăm partea frumoasă a tuturor și partea în care învățăm din orice experiență ceva. Unul dintre capitolele care m-a impresionat pe mine cel mai mult este cel despre beneficiile unei situații de criză. Ne putem întreba ce beneficii avem de la o situație de criză. Cum poate să aducă ceva bun în viața noastră un eveniment negativ, o parte întunecată a vieții? Da, poate, pentru că orice eveniment negativ, orice traumă timpurie este de fapt un mugure de creștere. Putem să cădem în genunchi, da? Să fim împovărați de niște lucruri dramatice care ni s-au întâmplat, dar puterea, reziliența e că ne ridicăm și că toate lucrurile negative care ni s-au întâmplat pun câte o parte la arhitectura personalității noastre. Mulțumesc, Candice. O să revin pentru că sunt foarte curioasă și tehnic din punct de vedere al psihoterapeutului care ești, cum ți se pare, cât de clare sau neclare sau poate subtile ți se par mesajele lui Jacques Salomé. Revenim. Aș vrea să ajungem în centrul acestui cerc de discuții astăzi. Daniela, ești psiholog, psihoterapeut, ești psiholog clinician, ești omul care l-a adus pe Jacques Salomé aproape de inima mea, ești formatorul care a deschis în România un grup nou de oameni care să se aplece asupra muncii lui Jacques Salomé. IFER, este vorba de Institutul pentru Educare, te rog, ajută-mă. Institutul de Formare. Și Educare Relațională. Care deja are cam 3 generații de oameni care au trecut. 4 generații de oameni. Și o să fie a 5-a, sper să fie alături de noi la a 5-a generație. Candice, iată o invitație oficială, avem și martori. Sunt oameni care au trecut prin Institutul IFER pentru beneficii personale, pentru propria lor creștere, pentru propria lor clarificare cu sine, pentru a-și aduce soarele interior într-o strălucire mai mare, în primul rând pentru ei înșiși, evident efectul fiind că probabil și în viața lor lucrurile s-au schimbat spre bine. Dar sunt și specialiști care au ajuns la tine, sunt doctori care au venit în formarea ESPR la IFER, sunt specialiști în business, cum o să avem ocazia să vorbim și este și cazul Danielei Rusu. Sunt terapeuți holistici care funcționează în cabinet, cum este Lidia Moise, folosind și metoda ESPR. Sunt asistenți medicali, sunt kinetoterapeuți, Giulia, prietena și colega noastră, care lucrează cu metoda ESPR. Sau pur și simplu bunici. Iată, care avem, vor avem să învețe public să comunice relațional cu nepoților. Și atunci te-aș întreba, dată fiind această carte, care e un pretext, o viață plină de viață, tu vezi în tot ceea ce se întâmplă de formare IFER, cum tot felul de povești de viață încep să înflorească, încep să strălucească, indiferent de formarea profesională a persoanei care intră în procesul de dezvoltare personală, în primul rând, cum este formarea IFER, formarea ESPR pe care o oferi. Cum ai văzut viața tu, crescând în aceste 4 generații de specialiști formați în cadrul IFER? Întotdeauna când particip la evenimente de genul ăsta, îmi propun să spun foarte multe lucruri și tu mă deturnezi pentru că îmi pui alte întrebări. În primul rând că mă uitam aici la cărțile astea și mă gândeam ce drum a trebuit să parcurg eu ca ele să fie aici. Și cum tu ai făcut parte din drumul ăsta și îți mulțumesc că ai fost deschisă ideea de a-l aduce pe Jacques Salomé la Herald și că, de fapt, ce avem noi aici este povestea noastră. Și îți mulțumesc. Cum este viața? Întotdeauna când
citesc Jacques Salomé pentru că am avut șansa să lucrez cu el și să-l ascult și să fie să mă însoțească o bună parte din formarea mea. Aproape că îi aud vocea. Adică îl aud vorbind și cei care știu povestea știu că el este omul meu de destin și că dacă astăzi sunt psiholog, sunt pentru că el a vrut să fiu psiholog. Cum vedeam viața, pentru mine viața a fost o provocare prin prisma dificultăților medicale pe care le-am avut, dar pe care le-a avut și Jacques. Pentru că nu știu câți dintre voi știți, dar Jacques Salomé a avut o tuberculoză osoasă care l-a ținut 4 ani de zile imobilizat la orizontal într-un aparat gipsat. Și atunci sigur că rezonam din punctul ăsta de vedere. Viața, cartea asta este în primul rând un manifest al tandreții. Este o carte care are această calitate extraordinară de a te apropia de tine. Deci citind această carte, veți fi mai aproape de voi înșivă. Este o carte care construiește și hrănește relația de sine. Și poate că par lucruri foarte simple, dar niciodată nu ne oferim răgazul de a petrece timp cu noi înșine și cu aceste lucruri foarte, foarte simple și foarte importante în egală măsură. Și vreau să mai punctez ceva aici. Eu pot să vorbesc, mă oprești când trebuie. Te rog. Ok. Care este un alt topic, dar mi se pare important. Se tot vorbește despre masculinitate toxică, despre criza bărbaților, despre faptul că, ok, noi femeile vrem și bărbați puternici și bărbați tandri. Și că așa ceva nu există. Jacques Salomé există. Ei bine, există. Exact. Aici o să vedeți cum poate să fie un bărbat tandru, atent, delicat, feminin chiar, fără să-și piardă niciun strop de masculinitate. Și din acest punct de vedere mi se pare cu atât mai important acest model de masculinitate sănătoasă. Acest bărbat care vorbește cu atât atâta lejeritate despre lucruri de femeie, așa, despre emoții, despre subiecte din astea pe care nu prea le vorbești cu băieții la o bere. Ei bine, el are această calitate de a fi feminin sau, cum spunem, mă rog, mai psihologic așa, și-a integrat anima, fără să piardă niciun strop de masculinitate, fără să fie niciun strop de gând slab sau vulnerabil sau deloc. Și am vrut să punctez chestia asta, deși nu făcea parte din neapărat din topic, pentru că cred că e necesar ca această carte să fie citită de bărbați înainte să fie citită de femei, tocmai din prisma acestui model de tandrețe, model de... Pentru Jacques, tandrețea este foarte importantă, trebuie să vă spun asta, și pentru el... Este o valoare cheie. Da, pentru Jacques, tandrețea era un fel de a fi. El își îmbrăca în tandrețe orice gest, orice atingere către celălalt, orice conferință, orice workshop, orice scriere, și vedea tandrețea ca pe o manifestare sănătoasă a iubirii de sine. Nu neapărat a iubirii către celălalt. Este un concept la care Jacques ține foarte mult și este el spune că este un grădinar al tandreții și își hrănește și își hidratează toate relațiile cu tandrețe. Așa că este o carte a unui bărbat tandru. Și e important că există pe piață acest model. Nu știu dacă am răspuns întrebări. Ce te trebuie să răspund? Am răspuns întrebări. O să ne întoarcem. În schimb, îți mulțumesc tare mult că ai intrat un pic în atmosfera cărții, un pic mai mult decât am reușit până acum, în sensul în care trebuie menționat și cred că nu e deloc întâmplător faptul că ai spus că e o carte pe care ca psiholog și specialist format în espere, te gândești că bărbații ar avea mare nevoie să o audă, pentru că modelele acestea de tandrețe în interiorul poate unui corp masculin și a unui psihic, da, cu aliură masculină, mai degrabă, ar merita să fie răspândit. Pentru că în această carte, Jacques Salomé, și merită spus, este o carte care abordează
tipuri relaționale, relația cu sine, relația cu copilul, relația cu partenerul, relația cu partenera, relația cu pământul, relația cu viața, în general, cu o serie de articole care tratează repere importante din punct de vedere esperian, pe care Jacques Salomé cumva le oferă aproape ca într-o radiografie pe scurt a ceea ce poate fi important și poate am ratat să observăm cu ochiul limpede în toate aceste tipuri de relații în viața noastră. Vrei să mai adaugi ceva, Daniela? Întotdeauna mai am ceva de adăugat. Te rog. Ea nu este o carte care prezintă neapărat metoda ESPERE. Deci nu vă așteptați aici să găsiți metoda ESPERE. Dar vă puteți recunoaște. Dar dacă știți metoda ESPERE, aici sunt elemente din metoda ESPERE, însă metoda ESPERE, care este energie specifică pentru o ecologie relațională esențială, este un acronim, este o tehnică pe care Jacques a creat-o pentru a transpune teoria în practică. Și tocmai de aceea nu o consideră o terapie, pentru că foarte multă lume mă întreabă dacă este o terapie, metoda ESPERE. Jacques nu și-a dorit ca această metodă să fie recunoscută ca terapie, și-a dorit să rămână ca pedagogie relațională, pedagogie a comunicării relaționale, tocmai pentru ca toată lumea să aibă acces. De aceea, în grupele de formare veți întâlni oameni foarte specializați și oameni care pur și simplu vin către ei înșiși, având de data asta instrumentele. Pentru că circulă foarte ușor mesaje de genul acesta: trebuie să ai o relație bună cu copilul tău. Cum? Trebuie să te iubești. Ok, dar cum te iubești? Trebuie să ai o relație bună în cuplu. Concret. Cum? Ei, Jacques asta face. Ne dă instrumente clare, concrete, în care te învață cum să ai o relație. Ce înseamnă, în primul rând, o relație? Și pentru mine, când am întâlnit conceptul lui de relație, a fost absolut bulversant, pentru că, dintr-o dată, toată greutatea vindecării n-a mai picat pe mine ca individ, a picat și pe relație și pe ideea de a aduce partea sănătoasă din mine într-o relație, pentru că oamenii nu suferă pur și simplu pentru că nu iubesc sau nu sunt iubiți, nu. Oamenii suferă pentru că au relații toxice. Noi suferim din relații, nu suferim din iubire, cum ni se spune. Sunt multe de spus, întotdeauna putem vorbi foarte mult. Și șocant de auzit pentru un public care poate nu are întregul peisaj esperian. Întregul tablou. Dar există o șansă. Sigur, cartea asta cred că te introduce un pic în atmosfera esperiană, în concepția lui Jacques despre viață, iar apoi avem instrumentele ca să facem această carte să fie vivantă, cum îi place lui Jacques să spună, să fie vie, să fie parte din comportamentele noastre, din gesturile noastre de zi cu zi. Și vă invit să o citiți cu mare drag. Mulțumesc, Daniela. O să trecem mai departe la Dana Rusu. Iată că a ajuns microfonul înaintea întrebării. Dana Rusu, ești trainer, ești specialist în business, ești consultant în domeniul business și al relațiilor de business și ești, bineînțeles, specialist în format în metoda ESPERE, în cadrul IFER. Așa că, cum se face că o astfel de carte are un astfel de invitat? Simplu, pentru că tu ești una dintre steluțele strălucitoare care duc mesajul ESPERE foarte clar și asumat și în domeniul business, și aș vrea să te întreb cum se împacă, sau dacă se împacă, o viață bună, ideea de viață bună la serviciu cu ideea de serviciu. Și dacă poți să împărtășești puțin cum te-a ajutat pe tine metoda ESPERE și cum o canalizezi, de fapt, înspre relațiile de business. Ce se poate face cu relațiile de business sau de serviciu, astfel încât poate să strecurăm acolo și un strop de viață bună. Înainte să răspund la întrebarea ta, Andreea, vreau să vă spun că unul dintre lucrurile care mi-a plăcut foarte mult în această carte este acela că Jacques Salomé spune la un moment dat: când te trezești dimineața, să stai puțin cu tine, să nu te lași dominat de gândurile care vin, de sarcinile de care ți-aduce aminte. Și a fost și pentru mine un moment în care mi-am dat seama că
De multe ori am făcut asta și cred că sunt mulți dintre oamenii... Suntem mulți. Suntem mulți cei care facem așa, din cauza faptului că suntem pe pilot automat, avem foarte multe task-uri, stresul a devenit o problemă și este în creștere, din păcate, în perioada aceasta și atunci pierdem aceste momente de prezență la care Jacques ne invită nu doar în cartea aceasta. Și acum, revenind la ceea ce m-ai întrebat, aș vrea să spun că putem avea o viață bună la serviciu dacă suntem dispuși să facem două lucruri, sau cel puțin să ne uităm la două lucruri. Unu, în primul rând să ne uităm la relația cu noi înșine, pentru că așa cum în funcție de relația cu noi înșine ne raportăm și la relațiile cu ceilalți, deci implicit la relațiile de la job. Și al doilea lucru este acela de a avea curajul să spunem ceea ce ne deranjează. Din păcate, din ceea ce văd eu, din discuțiile pe care le am cu oamenii cu care lucrez, există această temere de a-și exprima punctele de vedere sau chiar de a spune ce anume i-a deranjat. Și cred că e simplu să ne imaginăm ce se întâmplă în momentul în care acumulăm lucruri nespuse, se transformă în frustrare, în resentimente și ne fac foarte mult rău. Este un top care a fost făcut de curând, dacă nu mă înșel, de Academia de HR, în care există 10 motive pentru care oamenii pleacă din companii. Motivul numărul 1 este că oamenii pleacă din companii din cauza leadership-ului prost, dacă pot să mă exprim așa, dar de fapt în spatele acestui lucru se află relațiile cu colegii și cu managerul. Este trist, din păcate, că se întâmplă așa, însă acesta este adevărul și de aceea ceea ce fac eu și pot să spun lucrul pentru care eu militez este să îi încurajez pe oameni să-și exprime punctele de vedere. De fapt, să învețe cum anume să-și exprime punctele de vedere într-un mod relațional, așa cum ne învață conceptele din metoda ESPERE. Și atunci, dacă pe de o parte ne uităm în interiorul nostru și vedem ce avem de reglat, ce avem de curățat acolo în interior și pe de altă parte avem curajul să spunem ce gândim, să spunem când ne-a deranjat ceva, lucrurile se așează și putem să avem la muncă acea atmosferă de care avem nevoie ca să fim productivi, ca să putem să ne facem treaba bine. Nu avem nevoie la muncă să fim neapărat fericiți, dar avem nevoie să fim bine cu noi. Și respectați și în și respect relaționali. De sine. Cred că foarte mult se rezumă la a fi asertiv, a fi bine cu tine și a respecta și a cere respect, pentru că respectul poate fi și cerut. Și să poți să ți-l respecti pe al tău atât de mult încât la un moment dat să walk away dacă asta este nevoie. În schimb, te-aș întreba din punct de vedere al experienței tale cu oameni care lucrează la tot felul de paliere în zona business, care a fost cel mai ciudat instrument ESPERE pe care l-ai prezentat unor astfel de persoane pe care le susțineai, le ofereai consultanță pentru comunicare în lumea business. Ce a fost cel mai ciudat pentru ei să audă dintre instrumentele sau ideile sau tehnicile ESPERE pe care le-ai lucrat cu ei? Nu aș spune neapărat că a fost ceva ciudat, aș spune că ceea ce li s-a părut cel mai greu de făcut, cel mai greu până în momentul în care au învățat și i-am susținut să învețe cum anume să facă lucrul acesta, a fost să spună ceea ce vor. Pur și simplu, un lucru atât de banal, să-ți exprimi punctul de vedere și mulți oameni nu fac asta. Și atunci construind... Pentru că nu există context de siguranță relațională, exact, evident. Exact. Dar poți să te duci mai departe de atât, poți să îndrăznești să faci un pas înspre asertivitate și a spune ceea ce vrei cu adevărat, riscând poate să nu aibă un efect pozitiv, fiindcă nu există siguranță relațională în relațiile tale de serviciu. Pe măsură ce oamenii înțeleg care este
legătura dintre experiențele lor din trecut și se uită în relația cu sine și cum se oglindesc experiențele lor din trecut în relațiile profesionale. Deci pe măsură ce înțeleg lucrul acesta și lucrează cu ei înșiși, curajul crește. Și deja intrăm într-o altă parte a experienței cu metoda ESPERE, care clarifică cumva că totul, absolut toate relațiile noastre se învârt în nuce în jurul relației cu noi înșine. Și se întorc constant la bagajul de bază pe care ne construim întreaga viață. Mulțumesc, Dana, revenim. O să am o întrebare de final pentru fiecare dintre voi legat de ideea din această carte sau punctul din această carte, O viață plină de viață, care merită împărtășit pe scurt și cu cei care sunt astăzi alături de noi, ca să le dăm un pic de gust despre ce înseamnă cartea asta și metoda ESPERE. Dar până atunci, Lidia, îți mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Lidia, ești reprezentanta terapeuților holistici și nu a tuturor, ci a celor care sunt și formați în metoda ESPERE și care îmbină, iată, două căi de lucru cu ceea ce înseamnă subtilul vieții din noi, cu ceea ce înseamnă, cum spunea și Tatiana, să te întorci în corp, să te întorci în prezent, pentru că respirația și corpul și energia se simt cel mai bine când ești racordat cu adevărat la momentul prezent. Mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Chiar voiam să aducem un pic și din partea aceasta care lui Jacques este atât de dragă, este foarte subtil inserată în cărțile lui, lucru cu tot ceea ce înseamnă o idee holistică despre viață, lucru cu energeticul, cu subtilul și cu faptul că, deși partea noastră logică de multe ori ne zice că nu putem să jonglăm, să lucrăm și să ne jucăm cu zona aceasta energetică sau că mai bine ar fi să o respingem, că viața ar fi mai ușoară, la tine în cabinet, la tine în centru holistic unde lucrez, se întorc oameni care spun: ok, am încercat cu mintea mea tot ce se putea face, acum repară-mă, am venit la tine pentru că corpul meu spune ceva, mintea mea spune altceva. Spune-ne, te rog, puțin despre ce înseamnă să lucrezi cu metoda ESPERE în specializarea ta de terapeut holistic. Cum se îmbină cele două? Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt aici împreună cu toți cei prezenți. Cred că trebuie să ții microfonul mult mai aproape, da? Ca să dăm viață vieții. Da. Ce m-a surprins cel mai mult la această carte, dintre toate cărțile lui Jacques, este exact această sinteză și surprindere a acestui lucru greu de surprins, dar care este totuși prezent și acționează mereu. În sensul că învățăm din cartea lui Jacques să avem încredere în viață și în faptul că, deși nu știm cum, ceva este acolo și reglează lucrurile și să dăm gir vieții, pentru că ea, așa cum vedeți la un moment dat că este asfalt și la un moment dat iese o plantă de acolo, da? A învins în ciuda tuturor lucrurilor logice pe care le putem avea în minte, a învins și a ieșit de acolo și trăiește. Asta se poate petrece de cele mai multe ori în cabinetul în care venim, pentru că avem probleme de sănătate. Și ce a adus metoda ESPERE în centrul nostru holistic, pe lângă faptul că noi creăm un cadru, a adus și instrumente și a adus și mai multă încredere în această forță a vieții, în această vivacitate, în acest mister care învinge. Învinge, repară, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le putem aduce cu mintea, le putem așeza în tot felul de construcții logice, însă câteodată rămânem fără soluții și nu mai știm. Și atunci se petrece această magie cu metoda ESPERE. În momentul în care ai așezat obiectele, subconștientul tău îți aduce un mesaj, obiectele nu sunt întâmplătoare, subconștientul tău îți vorbește și dintr-o dată înțelegi, dintr-o dată se așează, dintr-o dată vezi firul că e acolo și totul e în regulă și poți să continui. Și asta este ceva extraordinar care ajută și, deși metoda ESPERE nu este o terapie, poate funcționa și ca o terapie. Însă, într-adevăr, pentru mine cea mai mare bucurie a fost
că oamenii vor să înțeleagă, vor să învețe. Și atunci, dincolo de actul terapeutic, noi, în centrul nostru, îi învățăm. Ajungem să spunem oamenilor și să le spunem cum pot să ceară, cum pot să primească, cum pot să dea, cum pot să refuze relațional, cum pot să își creeze o relație mai bună cu ei înșiși, cum pot să vadă anumite lucruri, să le clarifice, și atunci lucrurile se transformă și ne transformăm viziunea asupra vieții, percepția, pentru că asta ne duce de multe ori la îmbolnăvire, felul în care vedem distorsionat. Și această metodă ajută foarte mult. Și pot să adaug faptul că, pe lângă faptul că am aplicat împreună cu colegele mele care au urmat formarea împreună cu mine din centrul nostru, am urmat formarea și lucrăm cu persoane care au probleme de sănătate, că am reușit să ajungem și în anumite școli unde am fost invitate și a fost o deosebită bucurie să vedem cum copiii sunt atât de experieni fără să știe. Sunt extraordinari. Cum această vivacitate, această forță a vieții pe care Jacques o pune în evidență în această carte, atât de subtil și în același timp atât de expresiv și de înțeles pentru fiecare, mesajul ajunge la fiecare, am putut să vedem cum în copii lucrul ăsta este extraordinar de firesc și de natural. Și cum doar explicând, doar făcând un picuț de vizualizare, un picuț de aplicat din metodă, un picuț, deci lucrurile se așează de la sine. Și copiii problemă se liniștesc. Dintr-o dată nu mai sunt așa multe conflicte. Dintr-o dată e ceva magic și este extraordinar. Și visul lui Jacques, ca această metodă să ajungă în școli, ca obiect de studiu, este un vis extraordinar, pentru că este un vis măreț și merită să-l punem în practică cu pași mici. Să mergem să prezentăm metoda, să mergem către cadrele didactice, pentru că există deschidere acum, există o altă energie, că vorbeam de energie, o altă energie în școli, o altă preocupare a cadrelor didactice, nu doar către performanța intelectuală, ci și către relație, ci și către aspectele celelalte ale vieții, care compun acest univers al copilului, și putem, acum este timpul și putem să facem asta. Mulțumesc, Lidia, tare mult! Aș vrea să pornim de la tine înapoi înspre mine și să ne spui în primul rând cum se numește centrul holistic în care tu activezi. Centrul holistic Ananda Clinic are un punct de lucru în București și unul în Snagov și acolo punem în slujba sănătății principiile Ayurvedei aplicate împreună cu lucrurile din, ca să zic așa, facem Ayurveda, dar cu plante românești, deci nu neapărat folosim neapărat plante indiene sau, să spun așa, remediile indiene. De asemenea, combinăm tehnologii de ultimă generație care pun în aplicare principiile fizicii cuantice, care cumva merg exact și ating undeva știința, pune în evidență ceea ce Jacques surprinde aici, această scânteie de viață care persistă, care învinge, care aduce exact ceea ce ne dă bucuria și sensul vieții. Și cam atâta vă mai spun despre centru. Și acum ultima întrebare pe care o să o adresez, poate un pic diferit către fiecare dintre voi, ar fi dintre instrumentele, dintre valorile, dintre legitățile, dintre lecțiile de viață pe care Jacques Salomé le oferă în metoda Espere și în cărțile lui, sau poate chiar din această carte, care ar fi, din punctul fiecăreia de vedere, o idee, o legitate, o informație, un gând, poate o poveste, poate o imagine surprinsă în această carte, dar nu numai, care credeți că poate să contribuie la ceea ce ar însemna pentru fiecare dintre noi harta unei vieți bine trăite, unei vieți depline, unei vieți cu gust, cu vitalitate și neapărat cu iubire.
Așadar, pentru tine, ce idee din metoda Espere sau gând al lui Jacques Salomé îți vine în minte atunci când te gândești la asta o să mă ajute să fac viața să fie mai dulce, mai bună, mai bine? Pentru mine a eliberat foarte multă tensiune din viața mea și din felul în care relaționam această simplă, acest simplu adevăr, că în momentul în care ești într-o relație, și în relația cu tine, și în relația cu ceilalți, în momentul în care intervine o cerere sau dorim să oferim ceva, celălalt, de la celălalt capăt, are 50% șanse să spună da și 50% șanse să spună nu. Și în momentul în care mergem către celălalt sau chiar și către noi, cu o interogare, cu o cerere, cu în moment scade la jumătate tensiunea pe care o punem că musai trebuie să fie așa. Nu, poate să fie așa sau așa. Și în momentul acela te duce altfel din prima. Te duci mai deschis, mai relaxat, mai detașat, nu mai pui presiune, celălalt nu se mai simte manipulat, nu se mai simte presat și atunci deja altfel decurg lucrurile. Așadar, o primă legitate pentru a face o viață să fie mai bună este un gând atât de simplu, care în metoda Espere este o legitate, și anume că în comunicarea cu o altă persoană, mă rog, se aplică și la mine însumi, de altfel și trebuie să-mi pot recunoaște această disponibilitate și drept de a răspunde cu da sau nu, de fiecare dată când am în față o propunere, o cerere, o presiune, poate chiar o instigare sau o forțare. Să nu uit că am dreptul și responsabilitatea să-mi respect daul sau nuul interior și cel din fața mea întotdeauna are parte de aceeași libertate și de același drept. Mulțumesc, Lidia! Dana, aceeași întrebare pentru tine. Un ingredient de viață bună în rețeta noastră pe care astăzi poate încercăm să o oferim și celor care se uită la noi sau ascultă această conversație. Un ingredient de viață bună pe care tu l-ai cules din metoda Espere și pe care poate îl prețuiești în mod special. Curajul de a fi tu. Și este chiar în această carte o secțiune în care Jacques Salomé vorbește despre acest lucru. Simplu, dar pare complicat dacă nu privim într-un anumit fel această necesitate, pentru că mi se pare că este o necesitate. Și vreau să invit pe toți cei care ne ascultă acum să invit să se uite puțin în interior și o să vedeți că acest curaj de a fi voi înși vă există deja acolo. Este nevoie doar să-i dați voie să iasă, să faceți poate puțin curat, să deschideți un pic ușa și curajul de a spune ceea ce gândiți și curajul de a fi voi înși vă, cu siguranță va ieși la suprafață și vă va susține în ceea ce vreți să faceți. Acesta e gândul meu de final. Mulțumesc, Dana. O să dau un exemplu despre ce înseamnă pentru mine curajul de a fi tu însuți, chiar în direcția cărții care poartă același nume în această colecție. Un drag prieten de o viață care a atins așa tangențial și metoda Espere în formările Danielei mi-a spus cu lacrimi în ochi și cu un zâmbet aproape nebunesc, dar era clar unul de eliberare, că el a simțit că poate să fie el însuși în momentul în care Daniela i-a zis că are dreptul să nu răspundă la telefoanele din partea părinților lui. A fost prima oară când am văzut acea persoană, bărbat, absolut plină de speranță și eliberată de o presiune pe care nu știa cum să o mai care de-a lungul vieții, să fie copilul pe care părinții și-l doresc, să fie băiatul sau adultul bărbat pe care mama tot îl proiectează asupra lui. Și în momentul în care a auzit acest gând, esperian din partea Danielei, ai dreptul să nu răspunzi la telefonul din partea părinților tăi sau să răspunzi atunci când ești pregătit, când simți că ai energia necesară să fii acolo în relația asta telefonică. Asta l-a eliberat foarte mult și a permis să fie un pic mai curajos în a fi el însuși. Mulțumesc mult, Daniela. Daniela, te rog. Mi-aduc aminte. Știi despre ce vorbesc, știu foarte ce intens vorbesc. Și cred că i-a schimbat viața, pentru că pot să spun că îl văd pe acest om care a trecut prin terapia Espere și cognitiv-comportamentală cu tine, că deși nu a făcut un parcurs foarte lung terapeutic, chiar este un om schimbat și Espere i-a deschis niște uși de a fi el însuși mai mult.
chiar și exemplul ăsta al tău, să îmi dau voie să nu răspund la telefonul părinților mei întotdeauna, este o, dacă vă vine să credeți, o formă de iubire de sine. Este o manifestare a iubirii de sine. Să-ți dai voie să spui nu acelor lucruri care îți fac rău. Și care câteodată este de ajuns să știi că este acolo, că e un drept pe care tu poți să-l respecti, pentru că îți dă această împuternicire și după aceea s-ar putea o vâltoare de energie, de viață, să te facă să răspunzi la telefon de fiecare dată când te sună mama sau chiar să o suni de 3 ori în plus săptămâna asta, doar pentru că ai simțit gustul libertății interioare care este la tine de a alege. Și asta este o legitate esperiană. Ingredientul tău sau ingredientele tale, ai voie la mai multe. Mulțumesc! Pentru o viață mai bună. Vreau să completez că un nu spus atunci când trebuie permite celorlalte dauri să fie autentice. Pentru că prea multe dauri vor minimiza din calitatea lor. Și atunci tu spui un da relațional, dar tu nu ești prezent acolo. De fapt, este un nu și într-un fel sau altul vei sabota relația respectivă. Asta ca să închidem exemplul tău. Eu mă gândisem să citesc ceva din Jacques, de asta am și tot răsfoit, pentru că există aici un capitolaș foarte frumos care se cheamă Lecții sacre. Și ce este surprinzător, că lecțiile sacre despre care Jacques vorbește sunt lecția surâsului, lecția frumuseții, lecția atingerii, lecția ascultării. Iată cum Jacques, dintr-un surâs, dintr-un zâmbet, face o elevare sacră. Eu asta am simțit că a făcut cu mine Jacques Salomé și metoda Espere. Pentru mine, vreau să cred că metoda Espere este un stil de viață, nu este doar o tehnică pe care o aplic. Sunt metoda Espere. Adică am integrat-o în mine încât eu nu mai știu să mă cert sau nu știu să mai fiu altfel decât așa, mă rog, cu mici excepții. Dacă ar fi să mă opresc la o legitate, Doamne, este așa de multe... Una care toate susțin, de fapt, exact o viață plină de viață. O viață plină de viață. Dar poate pentru oameni, când aud prima oară o viață plină de viață, deja se gândesc că e vorba de un nivel de a fi bine cu tine, care e depășit, este un nivel al deplinătății chiar. Pe când o viață plină de viață pornește cu niște legități foarte, foarte de bază, de simple. Atât de simple încât ai putea zice, dar ce s-a scris atâtea cărți? Dom'le, a scris omul ăsta 50 de cărți despre 70 ceva... de cărți. 70 de cărți despre ceva atât de simplu. Viața este atât de simplă și totuși complicată. Noi nu putem să o definim încă. Și cred că Jacques Salomé cam asta face, vorbește despre a fi bine în viață. Da, cred că o să mă raportez la mine cea de acum 22 de ani, când l-am cunoscut pe Jacques, în 2002. Și ce a fost atunci șocant pentru mine, eram o proaspăt absolventă de psihologie, a fost conceptul de relație. În momentul în care am înțeles, și poate îți ține tu un capăt și adun către mine un capăt, în momentul în care am înțeles că relația nu este un concept abstract, relația există ca ființă, este o ființă energetică, dacă vreți, nu știu, spuneți cum vreți, este o ființă care s-a născut din conectarea mea cu ea, care trăiește pentru că eu hrănesc această ființă și pentru că ea hrănește această ființă și că are o viață. O relație se naște, se consumă și la un moment dat, indiferent de ce facem, moare. Viața unei relații este independentă de viața noastră, este independentă de viața unei iubiri, este independentă de voința noastră, de așteptările noastre, de dorurile noastre. Și când am înțeles asta, mie mi-a schimbat toată pregătirea psihologică, pentru că dintr-o dată centru intervenției, inclusiv intervenției terapeutice, n-a mai fost individul, a fost relația. Și repet, noi suferim pentru că avem relații
toxice. Și din păcate nici nu vă dați seama cât de toxice sunt relațiile. Așa că cred că aș rămâne la asta, aș rămâne la relație ca ființă de sine stătătoare, ca element clar diferit de mine, diferit de celălalt, iar eu niciodată nu o să-l cunosc cu adevărat pe celălalt. Niciodată nu o să-l cunoaște pe celălalt. Ce să cunoașteți? Deja clientul acum se super agită pe canapea. Cum okay. Să spui așa ceva? Ce o să cunoașteți, de fapt? O să cunoașteți ce aduce celălalt în relație. Eu nu aduc în relație tot ce sunt. Aduc o parte din mine. Aia mai frumoasă, mai drăguță, evident. Ok. Și atunci eu voi întâlni, voi oferi în relație o parte din mine și mă voi conecta în relație cu o parte din ea. Și pentru mine a fost atunci, de acolo încolo se naște o întreagă perspectivă diferită asupra vieții și pentru mine a fost revelator. Mulțumesc! Mulțumesc, Daniela! Tatiana, pentru tine, ca terapeut cu practică de cabinet, tu ai și alte formări. Deja cumva espere pentru tine este un sertar aparte într-un cabinet întreg de instrumente tehnici și formări, printre care psihodramă, cognitiv-comportamental, NARM în formare în acest moment, espere este un alt capitol din formarea ta ca specialist. Ce anume crezi că este un ingredient important? Pot fi mai multe, poți să inventariezi dacă simți să faci asta, dar ca specialist, ce ai simțit că ți-a adus metoda Esper în cabinet ca posibilitate de a conține mai bine experiența terapeutică, ca informații vitale pe care le poți da pentru o viață bună clienților cu care lucrezi? Pentru o viață bună a clienților mei, uneori eu pot fi foarte enervantă. Și anume, la începutul fiecărei ședințe întreb care este intenția ta, care este dorința ta pentru următoarele 50 de minute. Și apropo de întrebarea ta către Dana, ce li se pare ciudat, adică foarte mulți rămân cu această uimire și surprindere, cum ajung să-i întreb ce își doresc ei. De ce? Pentru că dimineață mă trezesc și prin prisma rolului, nu știu, de parteneră, de mamă, de angajat, trebuie să fac ceva. Și foarte rar și foarte puțin timp ne conectăm cu adevărat la noi înșine și ne întrebăm, ok, și printre toate aceste lucruri, ce-mi doresc eu cu adevărat pentru mine? Și de multe ori se întâmplă pentru că, de fapt, în conectați fiind cu intenția noastră, cu dorința noastră, mai ales la cabinet, când trebuie să fie vorba doar despre noi, viața începe să se întâmple în ei. Da? Cu mult mai multă forță, cu mult mai mult sens și cu mai multă, cumva, nu știu, mulțumire, dacă vrei. De sine. Căci cei mai mulți dintre ei își dau seama foarte repede că pun atât de multă presiune pe ei să fie într-un fel anume. Și în legătură cu metoda Esper la cabinet, de cele mai multe ori, persoanele din fața mea rămân iarăși uimite când le spun că nu toate lucrurile din viața lor le aparțin. Astfel încât iau trei postituri de trei culori diferite și încep să spun că, uite, mesajele, și le lipesc pe mine, wow. mesajul acesta, comportamentul acesta, al altei persoane, da? Cu care sunt în relație și apoi ce simt eu după ce am primit acel mesaj sau în interacțiune, da, cu acel comportament. Practic și ai simbolizat o legitate importantă și anume... Și anume că mesajele și comportamentele celorlalți sunt ale lor, nu sunt ale mele. Ceea ce mi-aparține mie este ce am simțit eu
după ce am primit acel mesaj sau comportament. Astfel încât atunci când încep să scot postiturile, da, care simbolizează mesajele și comportamentele, și da, le spun, ok, cum te simți sau cum vezi, pentru că sunt atât de multe, în sfârșit, pe masă, în afara lor, și cât de eliberați se simt, având această, cumva, alegere de a renunța la cei ce nu le aparține. Da? Și după aceea, iarăși, viața cum începe să se întâmple în ei și cât de firesc ei încep să simtă procesele și după aceea, cumva, sunt mult mai ancorați în experiențele lor, în ceea ce simți, doar pentru că ei simt, înțeleg foarte clar că ceea ce vine către mine nu este despre mine, este despre celălalt. Mai clar ca oricând, poate, printr-un, da, printr-un exercițiu atât de simplu de simbolizare. Da, da. Mulțumesc tare mult, Tatiana. Candice, îmi cer scuze că ai așteptat atât de mult, dar cred că e important să închidem acest panel cu o întrebare adresată unui filolog format în acest domeniu, da, fost filolog. De fapt, ești filolog toată viața, cam asta. Voi răspunde din perspectiva filologului, scurt și printr-o metaforă, pe care o folosesc și în cabinet. Ce mi-a plăcut cel mai mult din toate relațiile prezentate în carte a fost relația cu timpul, care este o temă recurentă. Cartea a fost scrisă în pragul senectuții, în jurul vârstei de 77 de ani și este evident că autorul privește din perspectiva timpului, care nu mai are răbdare, da, ca un mosor care se învârte cu atât mai repede cu cât ața este mai puțină, da? Și noi putem să privim în epoca hiperconectării digitale, în care simțim că timpul ne este furat, da? Ne trezim pe o rețea de socializare, 2 ore mai târziu n-am făcut nimic. Metafora acestui timp vorbește Salome de timpul pe care îl poți da cadou. Timpul ca o resursă importantă, vorbea de timpul pe care îl alocă fiecărui copil în parte. Ai un prieten, îți fac cadou o întâlnire în parc, îți fac copilul meu cadou o plimbare în parcul Herăstrău. Timpul ca resursă, timpul ca interacțiune cu cei din jur. Și acum, ca să termin cu o metaforă, ce spun și cum văd eu racordarea la acest timp prezent, la trăit un aici și acum, potrivit psihologiei lui Jacques Salomé. După ce am făcut pace cu trecutul, cu cordoanele relaționale și am făcut curățenie în relații, m-am gândit să privesc viața ca pe o piersică. De ce ca pe o piersică? Este fructul meu preferat, nu mă pot sătura, cred că pot să fac overdose de a mânca piersică. Și mă gândesc la viață ca la o piersică de vară, mare, rotundă, coaptă, și mi-mi fic dinții în ea și simt cum se scurge zeama acrișoară pe bărbie și nu mi-e rușine de cel din jur, care poate se gândește și mă etichetează. Nu, am curajul să mușc cu fervoare din piersică, să mușc și să trăiesc viața în acest acum și aici, cu frenezie, cu vivacitate, așa cum ne-a învățat Jacques Salomé. Mulțumesc! Candice, mulțumesc eu tare mult pentru această metaforă plină de viață. S-a ridicat părul pe brațe la câteva cuvinte cheie și cred că ești esperiană, pentru că înainte de a fi format în metoda Espere, pentru că Espere este o vibrație despre cum înțelegi viața și cred că e părerea mea, nu trebuie să fie împărtășită și de tine, spun asta în mod esperian, dar cred că ceea ce ai împărtășit mai devreme denotă că ai o viziune esperiană, la fel ca Jacques Salomé, poate se numește viziunea ta de viață, dar cu siguranță vibrează și în notele în care Jacques vibrează cu cărțile lui și cu metoda Espere. Mă gândeam să închidem, și bine am făcut, fiindcă îți mulțumesc pentru metafora pe care ai folosit-o, mă gândeam să închidem cu un filolog
format în acest domeniu, pentru că Jacques Salomé câteodată, și mă puneam adesea în timpul conversației noastre de astăzi, în locul celor care poate aud pentru prima oară Espere sau Jacques Salomé sau ce e metoda asta, mă gândeam la toate seratele noastre de târg în care ne-am întâlnit și am tot încercat să facem un pic coarda să vibreze sensibil înspre ce înseamnă Espere. Mintea vrea câteodată să-i spui foarte clar legități, valori, instrumente, tehnici, și restul este magie. Și cumva de fiecare dată am senzația că reușim să ajungem mai mult la magie decât la celelalte părți. Dar asta ține într-un fel de filologul din Jacques Salomé, pentru că, și așa aș face legătura, și îți mulțumesc tare mult cu metafora pe care a oferit-o Candice, pentru că Jacques, într-adevăr, poate să-ți lase senzația cu fiecare carte pe care o scrie. Fie că este o carte de poeme, fie că este o carte de eseuri, cum se întâmplă să fie și aceasta, o carte de eseuri tematice împărțite pe tipurile de relații importante din viața noastră, fie că este o carte mai tehnică, deși Jacques niciodată nu poate fi prea tehnic, pentru că e mult prea viu într-un sens al limbii vii din interiorul nostru, unei limbi a psihicului nostru. Cărțile lui Jacques Salomé sunt dintre cele rare în care, atunci când le citești, mesajele atât de simple și esențiale, adevărate despre viață, pur și simplu ies dintre pagini și îți ating, se racordează la psihicul tău, la sufletul tău, și simți dintr-o dată că te-ai mai umplut cu încă o liniuță la viață, citind ceva din pagina respectivă. Un gând atât de simplu precum viața nu te lasă niciodată în urmă, viața nu uită niciodată de tine. Lucram la carte și când am dat de această replică, pur și simplu am simțit că trebuie să mă opresc, șeful meu e aici, dar sper să mă ierte. Jumătate de oră am stat pur și simplu plângând și simțindu-mă plină de această idee că viața nu mă lasă niciodată, viața nu mă uită niciodată. Și ce face Jacques Salomé cu o idee atât de simplă, care poate să pară pură poezie, este pur și simplu să te întoarcă la atât de multe, la un set întreg de reguli de comunicare și racordare la tine însuți, care sunt pur psihologice. Când oricine din viața asta poate să te abandoneze, viața e cea care niciodată nu te va abandona. Astfel încât vă urez ca întâlnirea de astăzi să fie un prilej să deschideți poate astăzi o carte de Jacques Salomé, să închideți ochii și să cereți să primiți o pagină specială cadou pentru voi, pentru că oricare ați deschide, ori la orice pagină ați deschide, Jacques Salomé vă va face cu siguranță un cadou. Nu plecați din târg până nu răsfoiți și nu cereți să culegeți un cadou pentru voi din partea lui Jacques, răsfoind cărțile lui. Și sper că am sădit câteva, măcar incentive-uri, câteva idei despre faptul că, într-adevăr, există o speranță. Există o speranță, poate și în Jacques Salomé. Cărțile sunt, de fapt, câți autori și cărți pe rafturile Herald și pe rafturile din tot acest târg, atâtea speranțe sunt că poate, citind o carte, vom descoperi o idee care ne schimbă viața, un gând, un pic de speranță în plus, care să facă viața asta să devină, de ce nu, un fruct preferat, a cărui zeamă o lăsăm să se scurgă pe chipul nostru, fără să simțim rușine și bucurându-ne de toată dulceața pe care o lasă în noi și de vitalitatea pe care ne-o dă. Poate să fie un visător, Jacques Salomé, pentru unii. Eu cred că este, de fapt, un om extrem de curajos care spune ok, viața este cum este și, dincolo de faptul că este cum este, este o experiență extraordinară. Hai să nu uităm că ochii noștri ar putea în fiecare zi să se ducă cu sufletul nostru și înspre a vedea extraordinarul experienței pe care o trăim și o numim viață. Mulțumesc că ați fost alături de noi, mulțumesc pentru răbdarea de a rămâne alături de noi și de invitate. Aplauze pentru invitatele noastre, Ligia, Moise, Muscalu, Dana Rusu, Daniela Nicoleta Dumitrescu, Tatiana Morar, Candice Dragotă. Mulțumesc tare mult, doamnelor, că ați fost alături de noi. Sper să avem ocazia să croșetăm și alte tablouri împreună despre metoda Espere și despre Jacques Salomé, poate mai pendelete și mai în miezul acestei povești frumoase. O seară bună tuturor și nu uitați, viața nu ne uită și nu ne lasă niciodată în urmă. Cele bune!